În urmă cu puțin timp am primit un comunicat de presă de la Guvernul României. Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al executivului, vine cu o serie de clarificări cu privire la ordonanța adoptată ieri de cabinetul Nicolae Ciucă. Suntem în legătură telefonică directă cu Vlad Ungar, corespondentul televiziunii române la Palatul Victoria. Vlad, explică-ne cât de clar a fost purtătorul de cuvânt cu privire la actul normativ aprobat ieri de cabinet. Bine te-am găsit, Maria. Prin acest comunicat de presă, guvernul transmite un calendar clar pentru noua lege a salarizării. Ministerul Muncii va finaliza legea nouă a salarizării până la data de 1 septembrie, iar guvernul o va trimite în Parlament pentru a intra în vigoare din 1 ianuarie 2024. Garanțiile privind implementarea noii grile în condițiile demarate deja prin majorările aprobate la 1 iunie pentru întreg personalul din învățământ sunt întărite de dialogul purtat la cel mai înalt nivel. Totodată, în acest comunicat de presă sunt prevăzute și procentele cu care vor crește salariile angajaților din învățământ. Intrarea în plata noii grile de salarizare va fi realizată etapizat într-o perioadă de 3 ani, după cum urmează: 40% în primul an, 30% în al doilea an și 30% în cel de-al treilea an. Totodată, în acest comunicat de presă, Guvernul României transmite că a îndeplinit solicitările reprezentanților sistemului de învățământ prin majorările salariale începând cu data de 1 iunie. Important de precizat faptul că aseară această ordonanță de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că își va produce efectele juridice, adică pentru luna iunie profesorii vor fi plătiți așa cum a stabilit guvernul. Vă reamintesc, prin acest act normativ au fost acordate majorări salariale de 1000 de lei brut pe lună personalului didactic și didactic auxiliar, respectiv 400 de lei pe lună brut pentru personalul nedidactic. Da,